cum am anunțat deja, media se găzduiește prima ediție a Festivalului de Film al Europei Centrale. Evenimentul va avea loc în perioada 5 și 10 septembrie, când regizori, actori, atașați culturali din 7 țări vor veni în orașul nostru pentru a-și prezenta cele mai bune producții. Pregătirile pentru Festivalul de Film sunt în plină desfășurare. El se va numi Medias Central European Film Festival. Este un eveniment consacrat cinematografilor din 7 țări, respectiv Slovenia, Austria, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria și România. Până în momentul de față și-au confirmat participarea 5 țări, urmând ca cealaltă două să-și exprime acordul în perioada următoare. Cele mai bune filme din aceste țări vor concura pentru marele premiu al festivalului, dar în afară de aceste filme, vor putea fi vizionate și alte producții ale cinematografiei din care vin fiecare stat participant. Urmează a fi selecționată pentru festival 22 de filme de lungmetraj, 14 filme documentare, de scurtmetraj și 14 filme documentare. Pelicule vor fi proiectate în diferite locații prin media, precum cinematograful de Genesis, Piața Colegi Coposu și Sala Traube, dar și la sinagoga, având în vedere că anul acesta a invitat un special să participe cu statut invitatul special, este Israel. Festivalul de Film al Europei